Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi este Xenia Muntean, antreprenor. Bună, Xenia, și bine ai venit! Bună, bună, Lorena! Mulțumesc că m-ați primit aici! Cu mult drag! Cine este Xenia? De unde vine? Cât de repede a devenit antreprenor? Pentru că ești unul dintre aceia până în 30 de ani, care a devenit foarte repede antreprenor. Reprezintă o generație tânără de antreprenori. Da, ai început cu niște întrebări foarte existențiale. Așa, păi da. De descoperit la terapie. Exact. Cine sunt eu? Eu sunt Xenia Muntean, cofondatoarea și CEO Planable. Și înainte de asta, înainte de Planable, care este un startup în tehnologie, un B2B software, înainte de asta am avut o agenție de marketing, adică vin din lumea advertising-ului. Iar Planable am pornit acum 6 ani în urmă, împreună cu cofondatorii mei, ca să rezolvăm o problemă cu care eram noi familiari. Înainte, în agenție, tot procesul de creare a conținutului pe social media, fiind o agenție de digital marketing, cream foarte mult conținut pentru clienți pe social media. Uh-huh. Foarte multe postări pe Facebook, Instagram, era un proces foarte nevoios. Și Planable am creat ca un răspuns la problema pe care o aveam eu. Uh-huh. Majoritatea business-urilor se nasc dintr-o necesitate sau dintr-o nevoie a fondatorilor, de obicei e cel mai bun model. Rezolve problema unde tu ești utilizatorul ideal, îți cunoști problema inside out și așa a pornit business-ul. Iar în ultimii 6 ani am trecut printr-un roller coaster, l-am pornit de la zero cu foarte puțină finanțare și l-am adus până aici, da, cum ai menționat și tu, am ajuns să intrăm și în Forbes 30 Under 30. Exact. Hai să luăm pe rând. Pe rând, bun. Așadar, Xenia vine totuși dintr-o altă țară. Da. Nu vine din așa România. Așa e. Crescută în altă parte, venită ulterior în România, a trecut un pic, luat un pic și pulsul prin Silicon Valley, da, și după aceea te-ai reîntors și Londra. Dar înainte să ajungem la toate astea, Xenia vine din Chișinău. Da, din Ialoveni, de fapt. Ialoveni. Mm-hmm. E un raion, cum am județele în România, avem noi, le zicem raioane, și e un raion din apropierea Chișinăului. Adică am făcut facultatea la Chișinău, mm-hmm, dar... Ai crescut acolo. Am crescut acolo. Bine, înainte de asta ne-am tot mutat cu familia, adică înainte de asta m-am născut într-un sat din sudul Moldovei, pe care nu a auzit nimeni, și pe la 7 ani ne-am mutat în apropierea Chișinăului, ca să putem să avem acces la facultate, la școală, așa s-a gândit părinții mei, exact, uh-huh, da. Uh-huh. Da, deci din Ialoveni, Chișinău, Cluj, San Francisco, Londra, așa cam București. La Chișinău ai făcut și facultatea, da, PR și comunicare. Exact, PR și comunicare, uh-huh, care mă ajută puțin, adică m-a ajutat când mi-am pornit agenția de digital marketing, iar acum este utilă în genul ăsta de circunstanțe. Da. Bine, acum, na, o paranteză, PR și comunicare, cred că cine are talent în zona asta de socializare și comunicare poate să facă foarte ușor și PR. Da. Doar dacă vrea să-și completeze anumite baze, cunoștințe, atunci, da, e indicat să faci o astfel de facultate, dar acum poți să treci foarte ușor printr-o probă de genul ăsta, dacă ești bun de, da, comunicare sau nu, și să o înțelegi foarte repede. Eu mi-am dorit foarte mult partea asta de advertising, dar nu era prezentă neapărat în facultăți în Moldova, încă era foarte subdezvoltată, uh-huh, și chiar și PR și comunicare era parte din facultatea de jurnalism, de fapt. Exact. Dar eu îmi doream marketing, advertising. Cam de când eram mică, observam, aveam această pasiune pentru desen, dar și pentru scris. Uh-huh. Iar pe urmă, când am crescut un pic mai mare, am dezvoltat și o pasiune pentru matematică. Și acum mi-am dat seama că imagine, text, cuvinte plus o minte analitică se potrivește foarte bine pentru lumea asta de marketing și advertising. Adevărat. Și aveam și un sens din asta al observației în care mi-a aminte când l-am vizitat pe tatăl meu odată în Rusia, mă uitam la billboard-uri și asta eram foarte impresionată de advertising-ul care se făcea acolo și întotdeauna mă atrăgea
outdoor advertising și eram foarte atentă la ele și mă gândeam constant cum aș putea să le îmbunătățesc. Aveam 10 ani, mă gândeam cum aș putea să fac mai bine. Deci tu ai vrut practic de mică să te duci în zona asta. Adică fără să dau seama, nu te-ai dorit altceva și ai ajuns la comunicare și PR advertising așa, dintr-o întâmplare. Punctele s-au conectat pe urmă, a făcut sens mai târziu când am crescut mare și eram aproape să-mi aleg facultatea, au început să aibă sens lucrurile. Acum când mă uit în spate, mi se pare foarte clar, da, evident, trebuia să ajung să-mi aleg o facultate sau o direcție în advertising. Acea, pur și simplu, erau niște pasiuni care, știi cum spusese Steve Jobs, you can connect the dots looking backwards. Da. Exact. Apoi, ai spus că ai început să lucrezi într-o agenție. Practic, ai fost, cunoști și rolul de angajat? Sau era agenția? Era agenția mea. Okay. Deci tu nu știi ce înseamnă să fii angajat deocamdată. Deocamdată nu. Nu, chiar nu știu. Îl consider un minus al meu puțin, dar poate și un avantaj, încă nu-mi dau seama, n-am ajuns la un verdict. E ambele, e puțin din ambele. Da. Cred că vine cu o naivitate și cu un idealism de cum ar trebui să fie lucrurile. Da. Adică nu mi-a fost pătată experiența într-o anumită măsură, adică am venit inocentă în asta și m-am gândit cum aș face eu. Probabil de asta și ai atât de mult curaj. Poate și asta. Mă gândeam mai mult la cultura companiei pe care o creez, care e cumva modelată doar pe ce mi-ar fi plăcut mie să am. Deloc inspirată din ce am mai văzut. Ajută înainte chestia asta, pentru că necunoscând și partea cealaltă, e doar despre cum ți-ar plăcea ție sau cum vezi tu lucrurile, și care poate trebuie să se alinieze. Da. Dar asta nu înseamnă că nu poți să iei experiența asta prin ochii unui alt angajat, care poate să-ți aducă plusurile alea de valoare, ca să cunoști un pic și dincolo de angajator ce presupune. Exact. Tot. Acum trebuie să învăț întotdeauna de la colegii mei din echipa de leadership care au avut această experiență și de la care mai pun întrebări cum se mai faceau lucrurile în alte părți. Sau te angajezi tu singură la compania ta și îți dai vreo 2-3 luni. Îți dai singură. Și îmi găsesc un manager. Da. De lucru. Așadar, ai început cu o agenție. Cât a fost agenția? Cât a durat? 2-3 ani, nu mai mult de atât. Adică a fost o perioadă scurtă de timp, eram foarte focusați pe partea de social media, care era abia la începuturile ei, era așa o era pionieratului în Moldova pe zona asta de social media. Asta care în ce an? 2009-2010? 2012-2013, okay, cam așa. Okay. Din mai greu lucrurile peste prut, așa. Era foarte multă educație pe care trebuia să o facem cu clientul, lucru care era nevoios, adică e greu să și vinzi și să și faci și educație și era adevărat puțin la începutul mentalității aia de e o social piață media. Mică. E o piață mică, social media, oricine o poate face, eu nu postez pe pagina mea de Facebook, știi? Asta cu oricine o poate face, discutăm, ajungem și acolo. Nu sunt de acord cu asta deloc, dar asta era una dintre dificultățile pe care a trebuit să le întâmpin când cu clienții. Unul dintre ele era comunicarea. Bine, procesul este lucruri pe care m-am focusat eu când am pornit Planable, adică procesul de comunicare și felul cum pornești de la o idee pentru o postare pe Facebook și cum ajunge aceasta live. Foarte mulți oameni nu își dau seama de fapt că de la o idee până postarea e live se întâmplă foarte multe lucruri. Și sunt mai mulți oameni în spate. Și mai mulți oameni în spate care trebuie cumva să comunice, să coordoneze între ei. Așadar, agenția a plecat pe digital marketing, Websites, social media. Social media, după care din nevoia voastră și din iată frustrările apărute pe parcursul jobului, a apărut acest Planable, care rolul lui este și a fost Inițial, viziunea era să ajutăm agențiile, experiența mea fiind în agenție și a cofondatorului nostru, Chief Technology Officer Nicu, el tot a lucrat în agenții. Și experiența noastră era pur din agenție și viziunea era să ajutăm agențiile care creează social media content să le aprobe mai ușor și să aibă o comunicare mai facilă cu clienții. În timp și cuplată și cu acest trend de a aduce mult mai mult in-house social media, ne-am dat seama că nu e vorba doar despre agenții, dar e vorba și despre branduri care acum au echipele lor proprii de social media. Și am ajuns să lucrăm
cu agenții, dar și cu branduri, organizații internaționale, NGOs, o varietate foarte mare de tipuri de companii care ajung. Practic, oricine are nevoie oricine de social nevoie. Media și are o echipă în spate, adică nu e doar un singur om, are nevoie de colaborare, se adresează nouă, folosesc tool-ul nostru și tool-ul nostru devine cumva sistemul lor de operare, adică acolo își petrec toată ziua, creează conținut, le planifică, le discută cu colegii. Așadar, voi ați venit, Plannable face următoarele. Partea de calendar, să zicem, da? De editorial pentru campaniile clienților sau pentru ce urmează a fi lansate, da? Tot ce presupune postări în social media pe platformele clienților, practic le poți organiza din platforma din Plannable. Și atunci ele nu mai ajung în agenții unde ele sunt scrise, gândite, planificate cu clientul și așa mai departe, aprobate, că există și procesul ăsta de aprobare. Nu mai există fricțiunea asta între ei, totul este în platformă, se întâmplă acolo și acolo colaborează unii cu alții, este mult mai ușor. Și toată lumea și poate cu toate să... astea, și cu toate astea există totuși oameni, există totuși natura umană, care vine să facă lucrurile astea din ambele locuri. Când de fapt o platformă de genul ăsta, care este un SaaS până la urmă, ar fi trebuit să scoată. Să scoată oamenii? Să scoată oamenii cumva. Nu. Doar să fie doar un om și un om de ambele capete, nu echipe. De asta încerc să ajung. Vezi că nu e neapărat un AI ca să eliminăm factorul uman în totalitate, adică nu vrem să se întâmple social media în mod automat și să nu existe niciun fel de om. Nu, zic că un om, un responsabil, câte unul de ambele părți, noi, nu echipe. Da, noi credem în colaborare, că credem că cu cât mai mulți oameni sunt implicați într-un proces de genul ăsta, cu atât mai multe puncte de vedere diferite, adică diversitatea asta de opinii. Atunci, unde simplifică? Simplifică procesul de aprobare, că nu se mai întâmplă, deci status quo acum este să planifici totul într-un spreadsheet, într-un Excel, după care Excelul respectiv este transmis la, hai să vorbim despre agenție client, că e cel mai simplu use case, se trimite la client, clientul revine înapoi, sună la telefon, dă pe e-mail-uri, în cazul nostru feedback-ul este centralizat, este chiar lângă postare. Unele dintre agenții, ca să ajute clientul să vizualizeze mai bine conținutul pe care îl planifică, fac și niște mock-up-uri, intră în Photoshop, încearcă să creeze, să le arate cum o să arate postările. În Plannable, tu când creezi postări, noi îți arătăm deja un preview la exact cum o să arate acest carousel post, acest story, acest tweet, fix în fix, varianta ideală, perfectă. Așadar, ușurează... E workflow. Este un workflow de ambele părți în același timp. Da, exact. De fapt, asta sintetizează platforma, este un lucru la comun, cu feedback rapid, chiar pe loc. Și aduce pe toată lumea în același loc și aduce claritate și salvează timp pe partea asta de aprobări și de comunicare, adică de back and forth. Nu e de pe o zi pe alta, ci poate fi poate fi în timp real. Poate fi și în timp real, poate fi și în timp real, adică dacă e un eveniment și creează un command center din ăsta, este Super Bowl și trebuie să se adune toată echipa, să fie all hands on, poate să fie și real time. Majoritatea cazurilor, așa cum zice și numele companiei, este pentru planificare. Absolut, absolut. E pe planificare pe termen lung. Da. Așadar, Plannable, din câte am citit și din câte mi-am dat seama, este mai cunoscut afară decât în România. Da. De ce? De ce? Întrebare bună. În mod organic s-a întâmplat asta. Noi nu am investit având resurse limitate ca și orice startup. Bine, nici nu am strâns niște runde de finanțare foarte mari, sub 1 milion în total. Ne-am concentrat resursele noastre pe piețele de unde am avut și interes în mod organic. Adică l-am lansat în lume și de undeva a venit mai repede un interes, oamenii mai repede au adoptat și această piață a fost... Unde l-ați lansat? La Cluj? Da, la Cluj s-a întâmplat totul, dar l-am lansat online, global. Product Hunt a fost prima lansare. Da, focusul când l-ați lansat, unde s-a dus? Unde l-ați lansat ca și target? Am lansat pe niște website-uri de beta testing inițial și după pe Product Hunt, care website-urile respective ele sunt globale. Aș zice că probabil am un focus mai mult pe North America, poate și vestul Europei, dar cel mai probabil în state. Ăla a fost gândirea noastră de la bun început, că este un produs care clar o să prindă super bine
și mai ușor în America și s-a dovedit a fi adevărat. Da, pentru că e o piață mare, e o piață care lucrează, uneltele lor principale sunt tot ce ține de social media, toate platformele disponibile. Și cumpere SaaS. Și folosesc și mai multe platforme decât noi. Da. Și atunci probabil că pentru ei, într-adevăr, este mai folositor să aibă ceva planificat și ușor de urmărit. Da. De ce în România crezi că n-a prins atât de tare? Sau de ce nu l-ați auzit atât de mult? Fiind un startup și având aceste resurse limitate, trebuie să ne concentrăm pe lucrurile care deja dau rezultate în mod natural, adică ca la poker. You double down on what works, știi? Și atunci și noi la fel, a trebuit să ne concentrăm resursele pe lucrurile care deja dădeau roade. Acum a început să prindă și în România puțin în mod organic, doar pe baza faptului că am devenit și noi mai cunoscuți, suntem aici prezenți, inevitabil ajung să afle oamenii despre produs și să înceapă să-l adopte. Dar nu e o piață atât de mare, cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care nu ne-am focusat pe asta. Nu neapărat. Nu neapărat. Aici, nu neapărat. Așa. Aici, uite, o să, ca să avem un debate foarte bun în interviul ăsta, nu cred. Cred că e o piață suficient de mare care poate să intre, să folosească platforma. Cred că este un pic de reticență mai degrabă, pentru că relația client-agenție este în continuare foarte... Se dorește a fi foarte mult controlată. Și atunci să vii să lucrezi cu clientul într-o platformă de genul ăsta unde ambele părți pot jongla Și cu atât de multă transparență. De ce spun asta și o spun foarte asumat? Este că și de partea cealaltă mai apare un client. Adică este clientul, da, care vrea să ajungă la consumator, însă până la consumator el trebuie să treacă printr-o agenție, dacă consideră că are nevoie. Da. Și ca să ajungă la consumator, trebuie să vină la agenție și apoi trebuie să vină undeva targetat către o comunitate care poate să-l ducă garantat mai departe. Și aici apare celălalt client. Da. Da? Care poate să-l ducă la masa mare de consumatori. Și cred că aici este undeva un dezechilibru, pentru că agenția trebuie să controleze și să practic să colaboreze și cu clientul următor. Da? Cel din capătul celălalt. Și cred că aici nu știu cât de confortabilă este agenția să poate să lucreze cu o astfel de platformă. Și aici cred că trebuie voi să interveniți în platformă și să cumva să o marketați, că până la urmă și voi, la rândul vostru, trebuie să marketați platforma, în așa fel încât să fie folositoare De ambele părți. Asta cred că e challenge-ul. Asta este challenge-ul cel mai mare. Dacă mă întreb pe mine la cât m-am uitat eu pe platformă și cunoscând piața de aici. Experiența mea în legătură cu dificultățile de adoptare a Planable în piața din România a fost puțin diferite, cel puțin când am încercat mai de mult. Este despre mărimea pieței, într-o anumită măsură, dar este despre mărimea pieței la nivel de decision makers. Adică dacă vorbim despre companiile medii mari, unde Planable poate să aducă cea mai multă valoare, pentru că asta înseamnă că au echipe foarte mari de social media și bugetele respective. Companiile medii sau mari sunt de obicei companii internaționale. Mai avem câteva companii locale care au ajuns să fie mari, normal, born in Romania, dar majoritatea sunt companii internaționale, unde decision making-ul nu se întâmplă în România. Foarte și adevărat. Vin cu tool-urile de undeva din altă parte. Globalul care vine aduce să spună... aici. Agenția nu mai are niciun cuvânt de spus și nici brand managerii locali nu mai au niciun cuvânt de spus. Și atunci pentru noi e foarte greu să facem vânzarea aici, când de fapt am putea să o facem direct la HQ. Și atunci acolo e discrepanța. Dar tot mai multe companii născute în România apar pe piață sau ajung să crească, tot mai multe startup-uri care se bazează foarte mult pe social media și acolo este o piață interesantă pentru noi. Hai să vorbim un pic atunci despre cum ar trebui companiile să-și promoveze serviciile sau produsul, da? Fiecare, brandurile, da? Cum ar trebui să se promoveze? Pentru că în momentul ăsta, platforma Planable se luptă puțin și cu Facebook. Da, într-o anumită măsură, cu tool-ul lor de Creator Studio. Exact. Adică voi vă luptați acolo. De ce ar veni să lucreze în Planable? Și da? Nu în Creator Studio. Exact, și nu acolo, unde știm cu toții cum lucrează Facebook și cât de atent este să-ți ia banii pe orice lucru pe care îl faci acolo. Mai ales că
e gratis Creator Studio. Cum faceți aici? Pentru că voi trebuie să aveți un nas în mânecă la toată treaba asta. Pentru că în momentul ăsta sunt foarte mulți care se folosesc de Facebook. Da, direct, postează direct. Nativ, clar. Exact. Și aici intervine ce menționase tu mai devreme, că piețele din America, North America, foarte au mult mai multe platforme decât Facebook și Instagram. Pe Facebook, în Creator Studio, poți să faci doar Facebook și Instagram. În Planable poți să faci 7 platforme. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Google My Business, YouTube. Exact. Nu mai știu care încă. Așa. Sunt toate. Pinterest ne lipsește deocamdată. Pinterest vă lipsește. Okay. Pinterest ne lipsește și urmează să îl adăugăm și pe acesta. Bine, nu știu cât e de folosit, dar... În America este, da. Din nou. La noi nu. Da, la noi mai puțin. Să știi că eu stau foarte mult pe Pinterest și am început să văd tot... Tu pentru că trebuie să fii cu un picior în Pinterest. Nu neapărat, pentru mine personal. Ah, ok. Dar ajută și la asta. Exact. Și am tot început să văd chestii foarte faine făcute de branduri locale pe Pinterest. Pe zona asta de... Mi-ar plăcea să se ducă Pinterest într-o zonă mai interesantă și interesată pentru alții, dar... Pe zona de fashion și home decor din astea. Așa cum și Twitter nu este încă folosit la maximum față de America. E puțină adopție. Deci numărul de platforme este primul lucru pe care îl spunem și a doua e partea asta de workflow, adică tu te duci pe... în Creator Studio ca să publici. Atâta. Adică nu e approval, nu e colaborare, corect. Nu e user sharing, nu e nicio parte de workflow acolo. Și industria de workflow a explodat în ultimii ani. Ne gândim la Slack, ne gândim la Zoom, ne gândim la o grămadă de alte tool-uri care îs fix pe zona asta. Adobe, Salesforce, toate companiile astea intră foarte tare în zona de workflow și cred că abia la începuturile ei, iar noi suntem chiar acolo, on the forefront. Da. Așadar, revin la companii și la branduri, cum am spus, că sunt foarte mulți care încă lucrează pe ideea de banner. Da, adică ads, display ads. Ok, banner. La noi încă se cer bannere. Da. Suntem totuși în 2022, 2023, mă văd eu. Da. Hai să fim cu un picior mai înainte, în care bannerul nu mai este o unealtă de marketing, da, eficientă pentru consumator. Să ajungi la un consumator. Că tu când te întâlnești cu consumatorul, nu-i spui, am lansat borcanul. Astăzi. Nu. Da. Îi vorbești despre experiența ta cu produsul sau cu brandul și așa ajungi să-ți creezi și o masă de consumatori. Ce facem cu brandurile astea, companiile astea mari care pe conturile lor de socializare, da, pe care vor să le țină cât se poate de active, plătesc bani grei pentru treaba asta, nu știu să-și facă totuși o promovare corectă, un marketing corect. Voi intrați cumva și în mixul ăsta de a ajuta și pe partea asta? Nu, deloc. nu intrăm în consulting sau servicii. Atunci cum o privești din punct de vedere al advertisingului? Pentru că ești acolo. Noi nu oferim consultanță sau servicii pe partea asta, dar când mai discutăm cu clienții noștri și mai avem, le mai oferim uneori sfaturi, filosofia noastră este că social media este foarte personal de la un brand la altul, nu se potrivește la fel de bine pentru unele companii cum se potrivește pentru altele. Este o artă să-l faci să funcționeze pentru B2B specific. Corect. La B2C este mii de resurse, mii de articole care pot să dea sfaturi mult mai bune decât aș putea să dau eu pe ce pot să faci pe B2C către consumatori. Dar B2B, cum suntem și noi, este foarte dificil și mai ales în partea asta de SaaS, software, care este privit așa foarte utilitar, foarte commodity, îmi cumpăr un tool. Eu nu cred că urmăresc niciunul dintre tool-urile pe care noi le folosim intern la Planable, pe care le-am cumpărat, pe care le admir, le citesc blogul lor, pe unii urmăresc pe social media dacă postează conținut care este foarte relevant pentru mine. În inima social media, de fapt, este conținutul pe care tu îl creezi și cred că foarte mulți nu se gândesc la asta. Este foarte adevărat că contentul e rege, da? Cum se spune. Dar chiar și pe o platformă, chiar și în lucru cu o agenție, există un control foarte mare în a verifica, da, dacă contentul se duce conform
briefului, da, conform campaniei, conform principiilor și altor valori, da, 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 cu care guideline-urile lor. Și așa mai departe, care sunt multe. Să fim foarte realiști, sunt foarte multe. Și atunci, din toate principiile, valorile și toate lucrurile astea, ei scapă din vedere că consumatorul final nu cumpără pentru valorile brandului, principiile brandului și așa mai departe, da, ci cumpără pentru cât de ușor sau cât de bun este produsul sau serviciul respectiv. Și dacă în viața lui, acela devine un confort. Atât. Da. Nu se bazează pe nimic altceva. Și atunci, brandurile în continuare se încăpățânează să facă acele bannere de care spuneam mai devreme sau acel post, da? Acea postare în care... Foarte product-oriented. Exact. E un ad. Din primul cuvânt până la punct, da, este un ce mare ad. Cum vezi treaba asta? Pe partea asta de consumatori, mi se pare că... Ce obțin noi, de exemplu, din experiența pe care o avem noi la Planable, și noi am căzut în aceeași capcană de a face ad-uri, acesta este produsul nostru și feature-urile lui, da? Ce funcționalități are? Și a trebuit să întoarcem puțin mentalitatea pe care o avem și să ne concentrăm puțin la problema pe care o are clientul și a rezona cu pain point-ul lor, adică să identifici care este durerea pe care o au ei și după să vorbești puțin despre soluția ta, dar în termen de beneficii mai degrabă decât acest este aspiratorul care are următoarele funcționalități. Dar mai mult despre ce creează pentru tine, că îți creează mai mult timp, că te eliberează de energia pe care o cheltuiai până acum pe postări, că îți creează mai multă eficiență, că îți aduce mai multă claritate, adică care sunt beneficiile mai exact decât propriu-zis funcționalitățile enumerotate. Ideea este că eu nu cred că în 2022 toate companiile sau toate brandurile au înțeles ce înseamnă social media. Ok, deci acolo suntem. Așa de... Nu generalizez, okay, sunt care știu foarte bine să-și facă partea asta și agenții care reușesc să înțeleagă și care sunt constanți în relația lor cu clientul și care reușesc să transmită ceea ce își propun, dar în continuare cred că există și un procent mare, social media nu este înțeles corect. Social înseamnă socializare. Comunitate, da. Nu este marketing acolo. Dar platformele astea, toate aceste, da, Facebook, Instagram mai ales, s-au transformat în niște wall-uri, da, în niște platforme, da, de vânzare mai degrabă și nu de socializare. Nu știu dacă știi, dar poliția de frontieră, cred că din America, TCI-ul, da, au un cont de Instagram genial. Ei nu postează absolut nimic ce ține de condiții, obligații, da, nimic. Este un cont de... în fiecare zi există o glumă, în fiecare zi există o ceva, un happening acolo, o chestie prin care își atrag, da, comunitatea la discuție. Că de fapt este vorba de socializare media. Media vine de la, da, masa, da, mare. Deci, avem și noi asta, cred, cu, nu mai știu, poliția, armata în România. În România, da. Și armata, da, are un cont de Instagram în care nu postează nimic despre ce neapărat ce face armata și tu nu vrei asta. Pentru că tu vrei să atragi, da, să aduci oameni alături, să câștigi niște oameni empatici, da, inimi, dacă vrei, că ne ducem în zona aia, nu mușculoși și nu oameni care vin să tragă neapărat. Da. Că nu e despre asta. Trebuie să menționez că au și un avantaj, că au lucruri care li se întâmplă în fiecare zi, evenimente, situații amuzante, au cu ce să lucreze. Și un brand mare. Mult poate mai avea. Greu dacă vinzi un aspirator să creezi situații din astea amuzante. Sau... Mă, depinde. Și nu le se potrivește tuturor brandurilor. Nu toate brandurile trebuie să fie amuzante, pe de altă parte. Mi-ar plăcea să văd că poți să trag pe un aspirator, nu știu, o omletă într-o zi, care e făcută special pentru a fi trasă pe aspirator. Idei sunt multe și creativitatea cred că trebuie să vină fix de la agențiile cu care ei sunt acolo și se întâlnesc. Dar dacă rămânem în capcana asta de conturi de pline de ads și de bannere care nu spun nimic, nu cred că putem avansa. Adică, unde vreau să ajung concluzie, o astfel de platformă, degeaba este ea foarte, foarte bună, da, și aduce acolo, îi aduce pe toți împreună ca să le ușureze relația până la urmă și munca. Da. De acord. Dacă ei rămân în aceeași capcană de acum 10 ani în care bannerul era viață.
Și vindea. Nu mai vinde bannerul. Acolo încerc să ajung. Și aveam nevoie cumva și de părerea ta ca și om de PR și din zona de advertising, dacă suntem sau nu unde trebuie din punctul ăsta de vedere. Cred că se mai și dă un refresh acum puțin la... Eu sunt foarte de acord cu filosofia pe care o ai tu despre cum ar trebui să fie social media, n-ar trebui să fie un perete plin de reclame. Și cred că se dă un refresh acum cu TikTok, sincer. Mm-hmm. Ce fac brandurile acum pe TikTok mi se pare genial. Deci se poate. Se poate, da. Doar se că poate. Platforma l-a obligat să vină cu un content diferit. Ține pentru că altfel nu prinzi acolo. Deci de asta spun că... Da, TikTok da, dar poți, de exemplu, și pe Twitter nu te obligă, dar și pe Twitter poți să faci chestii. Limitat. Ești limitat în caractere, dar nu ești limitat la nivel de creativitate, adică algoritmul nu... Absolut. Algoritmul pur și simplu încurajează postările care prin tracțiune și atât, dar și pe Twitter poți să faci ad-uri, să dai link-uri de pe blogul tău la dreapta și la stânga, sau poți să faci witty tweets, cum face Wendy's în America și deveni faimos contul lor de Twitter doar pentru asta, doar pentru mici gâlceve cu alte branduri sau jumping on another conversation ca să te incluzi acolo. Da, se poate, se poate, dar e foarte dificil și știu asta și din propria experiență. Când ai un produs greu să-l faci amuzant sau greu să faci ceva foarte creativ cu el, e dificil și vreau să dau și credit brandurilor, că sigur sunt foarte mulți care încearcă, dar e... uneori ai cu ce să lucrezi mult mai ușor și alteori este mai puțin la îndemână. Okay. Cu ce puteți să veniți în plus pe viitor în Plannable? Adică pe cine puteți adăuga acolo? Uite, eu mă gândesc la, cum am zis mai devreme, la clientul de partea cealaltă, cu care clientul mare, brandul vrea să lucreze, un influencer, un content creator la care vrea să ajungă cu brandul lui, cu produsul lui, să-l dea mai departe comunității. Să-l amplifice. Poate fi adăugat pe viitor, poate și el în platformă și în felul ăsta agenția care... Ne-am gândit și la asta. Am avut câteva cerințe în direcția asta și e ceva la care am explorat. Sunt foarte multe platforme de influencer marketing care au și componentele astea de workflow și de colaborare și cumva am ezitat să ne băgăm în zona aia ca să nu creăm ceva care este deja, care există deja. Da, dar poate voi o faceți poate mai bună. Poate noi facem mai bun, da, exact. Explorăm ideea asta. Deocamdată, de unde am avut cel mai mult interes și cele mai multe întrebări a fost să extindem Plannable dincolo de social media, de fapt. Adică colaborare și workflow pentru alte tipuri de conținut, nu doar social, pe ad-uri, a fost prima bannerele despre care vorbeam mai devreme, dar unele, nu, adică se fac și reclame și bannere, sunt mișto, unele se poate bune, face, plus eu sunt mare fan search ads, adică ăla răspunde la intenția consumatorului direct, e utilă. Și pe alea tot e, da, e doar text, nu e imagine, dar tot trebuie să colaborezi, să le aprobi. Și asta a fost, ads a fost primul request și după am mai avut alte cerințe să extindem Plannable dincolo de social media, în articole, newslettere, tot ce produce un brand la nivel de conținut. Crezi că mai funcționează newsletterul în 2022? Newsletterul, cum să nu, da, sunt newslettere... Super tare. Eu sunt, urmăresc câteva și am văzut povești de succes pe o nișă. Trebuie să fie o nișă, adică să crezi, să-ți găsești nișa ta pe care să comunici. Și chiar eu nu deschid newsletter. Pentru că sunt newslettere cu ad-uri înăuntru, nu sunt newslettere din alea informaționale. De toate. De toate? De toate nu le citești? Din toate, nu. Ha, nu. Eu chiar le citesc. Mie mi se par o pierdere de timp. Ce amuzat. Lezi, variază de la om la om. Da. Pentru mine, de exemplu, The Hustle... Adică nu mă poți câștiga cu un newsletter. Asta e clar. N-am cum. Dacă eu sunt un consumator... Am cumpărat produse din newslettere. Eu nu. Da, m-am abonat, de exemplu, la un newsletter pe Finance. Ok. Și am ajuns să cumpăr cursul lor pe zona asta de financial, care era gândit pentru CEOs, care nu au un CFO, nu au un Chief Financial Officer. Super match. L-am luat, am trecut prin curs, foarte util. Deci da, pentru că era zona ta de interes, probabil. Păi nu mă abonez la newslettere care nu mă interesează. Evident, eu nu mă abonez la newslettere
Așa. Nu, dacă le primesc, pentru că ele vin, cumva ajung la tine, da, așa, se întâmplă magie. Da, exact. Da. Ele ajung la tine în mail și ți-l umplu, da. Și nu le deschid niciodată, pentru că nu cred că sunt genul de client sau de consumator, uh-huh, în final, care poate fi câștigat doar printr-un newsletter. Da. Un newsletter nu știu dacă te câștigă în totalitate, nu știu dacă te uiți la un newsletter, ai văzut un produs acolo și zici gata, l-am cumpărat acum în momentul ăsta. Cred că după mai este un journey pe care treci și care brandul respectiv trebuie să te cucerească, adică newsletterul e doar top of funnel, să descoperi produsul respectiv, să ți-l aducă în conștiința ta, awareness, da? Uh-huh. Și după, da, intri pe website-ul lor, au un video acolo în care se explică produsul care e foarte dacă funny se mai și duce uite, consumatorul dacă până se acolo. Mai duce, da. Dacă sunt se niște duce. Pași pe care tu ți cumva îți asumi că s-ar putea să-l pierzi pe tot drumul ăsta. S-ar putea să-l pierzi. Drumul consumatorului este lung. Corect, da? Să ne gândim la cel mai bun scenariu în care chiar ai văzut un produs și ți se pare că se potrivește și îl deschizi. După aia, website-ul trebuie să te câștige, ce social proof mai vezi acolo pe website trebuie să te câștige, cum își prezintă, uh-huh, procesul de cumpărare, uh-huh, dacă e un software, trial-ul lor trebuie să te câștige, uh-huh, tone of voice-ul lor. Absolut, absolut și asta. Cum, da, cum vezi un marketing corect peste 2-3 ani? Cum ar trebui să arate? Un marketing corect peste 2-3 ani? Știi de ce îți spun? Pentru că plecând de la fix tot ce am discutat până acum, da? Am vorbit de ad-uri, de newslettere, de toate lucrurile astea, de toate uneltele astea prin care clientul sau brandul, da, vrea să ajungă, trece printr-o agenție care filtrează cumva și îi face să fie wall-ul foarte frumos și arătos și catchy, știi? Da, să aibă ceva. Însă chiar și așa, tot cumva consumatorul este cel final care îți dă verdictul dacă tot ce a văzut corect până acolo este bine sau nu, sau da, e atrăgător sau nu. Și toate uneltele astea folosite s-ar putea la un moment dat să devină obositoare, să devină deja agresive, devine. Ele deja sunt. Sunt agresive pentru un consumator. Intruzive pe locuri. Da, și doar ca să-l câștigi. S-ar putea mai degrabă să-l respingi decât să-l câștigi. De asta eu sunt foarte mare fană a intent-driven marketing și ce ziceam, de exemplu, despre search ads sau SEO, care sunt toate bazate pe să întâlnești consumatorul, inbound marketing. Sunt mai naturale puțin. Sunt mai naturale, adică îl întâlnești când el este deja în procesul ăsta de căutare. Acum asta nu se potrivește tuturor, nu le putem spune brandurilor care vând aspiratoare să așteptăm până caută, da? Așa e. Clar, nu funcționează pentru toată lumea, adică filosofia la bază să îl întâmpin pe consumator atunci când el este într-o căutare sau să mieșe ad-urile. Nu mi se par un lucru pe care să le ignorăm sau care să le scoatem total din lume, să nu mai existe ad-uri. Mi se pare că ad-urile pot să fie utile. Nu știu dacă e mintea mea de marketer sau mintea mea de antreprenor, dar mie îmi place când sunt targetată cu ad-uri care sunt utile și îmi răspund la o nevoie și este fix ce căutam acum și chiar foarte îl salvez acolo undeva pe Instagram în save the post. Da, dar dacă ne ducem puțin în psihologia marketingului, noi știm foarte clar că aia este o manipulare și vizuală și cumva empatică cu... O manipulare? De ce zici asta? Pentru că e clar că e acolo, el trebuie să se ducă ca să-l atragă pe client, da, pe consumator. Să creeze demand, da. Exact. Să-i creeze acea nevoie de a vedea pe parcurs la tot ce se uită el, mai vede un aspirator, da, mai vede așa și un suc, așa, mai vede și cine știe ce altceva ce consumă și îl urmărește, okay, și știm cu toții că deja tu te-ai dus la mall și ai intrat la nu știu ce magazin, okay, și după aceea în feed-ul tău îți apare instant. Adică sunt foarte multe căi, da, și procedee prin care clientul, brandul, dacă vrea să ajungă la tine, ajunge cu orice preț. Corect, așa, dar nu înțeleg care e problema. Problema este că devine agresivă. Devine agresivă, asta spun, zici. Okay, asta, da, clar, asta, deja, asta deja este o chestie agresivă către client cu care te duci. Adică, cred că avem deja putere ca și consumator mi se să pare controlăm că e prea lucrurile mult astea. Da, dar mi se pare că este prea mult. Și dacă lucrurile au ajuns până aici, de aceea întrebarea mea peste 2-3 ani, cum arată marketingul corect?
fără să fie agresiv. Cred că brandurile încep să devină penalizate, cele care sunt agresive. Eu mă refeream, ad-urile care îmi plac sunt cele care au bun simț, nu care le văd de 17 ori pe oră. Pe clip. Pe clip, da, exact. Și atunci se înceapă să devină penalizate, să se simtă consumatorul, cred că este mult mai deștept decât se vorbește acum, în general. Și avem și tool-urile la îndemână să controlăm chestiile astea, să ne blocăm cookies, să lucrăm la privacy, să ne scoatem ad-urile în totalitate, dacă ne dorim. Adică avem aceste instrumente la îndemână și cred că brandurile care exagerează o să fie penalizate în timp. Să te audă cineva. Sper. Sper. Să te audă cineva. Și cu toate astea, da, cum arată un marketing corect în viitor? Gândit cu consumatorul în minte. Cred că foarte mult am vorbit astăzi despre asta, despre nevoile consumatorului, ce-și dorește el și să te pui în locul lui. Îți dorești să fii targetat de 17 ori pe clip cu reclama asta? Îți dorești să fii fugărit de un ad peste toate website-urile? Și răspunde acesta ad la nevoie, îl ajută, e personalizat, e suficient de bine targetat, timing-ul e corect, ce vorbeam și eu despre intent, partea asta, adică chiar să răspundă la nevoile consumatorului și să fie foarte, foarte consumer-driven și gândit la, să răspundă la problema lui. Tot în viitor, crezi că brandurile ar trebui să se focuseze mai tare pe felul în care ajunge la consumator și nu despre valorile lui și despre principiile lui ca brand? Să se focuseze mai mult pe valorile și principiile lui ca brand. Cred că e util asta, dar mi se pare mult mai important ce este what's in it for the consumer decât ce valoare am eu. Da, clar, ne zic rapoartele acum că consumatorii apreciază tot mai mult brandurile care au o social site, to it, sunt interesați, ajute cu climate change, cu diversity, toate acum astea. Tot se agață de o zonă într-adevăr umanitară, socială și așa mai departe. Dar astea toate sunt doar sunt artificiale dacă at the core tu nu, adică e super că tu faci astea ca branduri, dacă tu mie nu răspunzi la nevoie pe care o am eu și nu îmi rezolvă problemă, good for you că faci aceste lucruri, dar în final nu am depășit știi? Granița aia dintre valorile tale și nevoile mele. Exact, da, adică tu existi în primul rând ca să mă servești pe mine ca și consumator. Dacă eu nu înțeleg cum ajută produsul tău sau dacă produsul tău este total irelevant, eu primesc foarte multe cold emails la greu, având un business, foarte mulți mă targetează și mi plin inbox-ul cu cold emails. Dacă nu este total relevant, archive, nu mă interesează valorile brandului tău și ce mai face și cum ajută lumea să devină un loc mai bun. Uite, un exemplu foarte bun. Cum ți s-a părut partea de socializare? Pentru că revin și spun că social media înseamnă socializare foarte multă. Contul de Instagram al lui președintelui ucrainian este impecabil. Da. Din punctul ăsta de vedere. Da. Adică socializarea, transparența, felul în care s-a transmis și s-a comunicat, tot ce se întâmplă este socializare pură pe o platformă care asta face. Da. Față de multe alte lucruri care s-au întâmplat. Ce părere am despre cum a făcut asta? De nota 10, clar. Are și experiența. Bine, da, îl ajută un pic și actoria în spate. Exact. E de nota 10. Nu cred că pot să mai adaug ceva care s-a zis până acum. Adică clar la... Acolo e socializare pură. E socializare pură, se adresează... Adică folosește eroism, folosește să fii la nivelul oamenilor, să fii humble. S-a vorbit foarte mult despre simbolismul pe care îl poartă hainele lui, tricoul. Ai fost atentă la toate detaliile. Da, am citit mai multe pe subiectul ăsta, de asta cumva mă gândesc. S-a vorbit foarte mult despre asta și mi se pare că a făcut o chestie excelentă, adică
Chiar astăzi dimineață văzusem un post pe Instagram fix pe subiectul ăsta despre cum porți un, cum comunici într-o perioadă de război digital și cum o faci în secolul în care suntem, în anul 2022. Acolo este un jurnalism digital, da, și o comunicare și un PR și o nu-i marketing? Nu. Deloc? Este pură comunicare, jurnalism, cum să zic, e transmis totul de la fața locului, ca, da, știre, ca transparență, ca simbolism, da, cum ai spus, tot. Dar nu ne putem preface că nu are o agendă în spate. Clar este despre a convinge mințile oamenilor. Să... Da, dar nu cred că știe peste două zile ce și unde apare, unde clar, va fi bombardat. Că nu e adică planning. Da. Nu, nu e un planning. Nu este în planning. Clar nu este, este efectiv e real time la și real time. Da, 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 corect. Dar la fel, cât ziceai de manipulare mai devreme. Este sentimentală, o recunosc, se vede. Este și acolo, până și acolo, este un nu pic e de judecat, e super, este exact ce ar trebui să facă, absolut, adică e 100%, dar... Așa este, face parte din joc, da, dacă vrei. Și manipularea fel, sentimentală... Și manipularea unui brand face parte din jocul în care locui capitalism, știi? Da, dar acolo depinde, că acolo tu vrei ca în final vânzarea să fie mai mare. Și aici tu vrei ca în final... Ce? Deci, în final, tu vrei ca oamenii să înțeleagă poporul tău și o, da, o planetă întreagă să înțeleagă în ce situație corect sunt și câte nevoie au, corect, de multe corect, alte lucruri. Corect, dar... e diferită. E diferită, 100% că e diferită, dar pentru că are contextul ăsta umanitar, de-aia suntem înclinați să zicem că asta este total ok, iar un brand care încearcă să persuadeze nu e total ok pentru că este un sentiment foarte anticapitalist acum, în general, în lume. Bine, poate sunt eu băgată un pic prea mult în zona asta de cu vânzare și cu marketingul acum și mie mi-apar foarte multe, eu sunt total împotriva și nu mai am... Tu cum, ai, cum crezi că ar trebui să fiu în marketing corect? Nu mai vreau să fiu... Fără ad-uri, gata. Da, și nu mai vreau să fiu hăituită pentru că este, ajungi în zona aia de, atât de agresiv de branduri. Lasă-mă pe mine să vin la tine pentru că odată ce tu vei transmite toate nevoile de care eu am nevoie în brandul tău, eu mă voi întoarce cu siguranță la tine. Nu trebuie să mă faci tot timpul să mă și întorc. Și cum descoperi produse noi? Te n-ai nevoie sau... Le vezi, le faci altfel. Cred că promovarea ți-o poți face altfel. Nu prin ad-uri și nu prin toate lucrurile astea. Eu sunt, cred că, de modă veche și îmi place să văd reclamele alea frumoase, acele mini-filmulețe, dacă vrei, prin care eu sunt atrasă de brandul ăla, pentru că acolo îi văd cu adevărat valoarea brandului. Pentru că felul în care vezi că investește în imaginea lui, îți dai seama tu mai departe dacă te aliniezi cu el sau nu. Da. E și o chestie de... Mie îmi place return-ul, știi? La brand. Dar lasă-mă să mă duc către ce caut eu și nu către ce crezi tu că da, am da, eu da, nevoie, da, știi? Da. E un pic diferit. Poate e filozofia înțeleg mea prea și sunt în conservatorie aici. Dar, da. Dar filmulețele alea, știi? La parfumuri. Da, alea pe care le vezi la televizor. Toată nebunia aia, să știi că are un rost. Aha. E da, ceva acolo. Acolo tot e brandul care îți spune ce crede el că vrei tu să auzi. Adică nu e... Da, nu dar știu e pus, cum e pus într-un alt context. E pus într-un alt context, este că e mai inspirațională. Este mai inspirațională, e totul, vezi eleganța brandului, vezi mai multe lucruri acolo. Da, pe când într-un banner nu ai spațiu să faci asta. Nu ai spațiu și e clar că mi-l arunci doar ca să mă, să mă faci cumva, să vin către tine forțat. Despre asta era. Am înțeles. Ce platforme folosești tu personal? Instagram și TikTok și Pinterest pentru... Deci nu ești pe Facebook? Nu prea. Puțin mai prins. Dar sunt pe Facebook pentru... Concurența e concurență? Corect. Sunt și parteneri. Suntem Facebook Marketing Partners. Facebook îl folosesc pentru comunicare și keeping in touch așa cu prietenii. Adică folosesc mult Messenger-ul. Crezi că ar trebui să mai existe Facebook? Da. Da, cum să nu? Adică pentru foarte mulți oameni încă este o platformă de conectare. Părinții mei îl folosesc foarte mult și eu îl folosesc nu la fel de mult ca Instagram. Sper să mă ierte Facebook, dar e tot un produs Facebook, deci ar trebui să fie ok. Sau Instagram ar trebui să fie o platformă în care să-ți pui tot business-ul în el? Să-ți pui tot business-ul în el? Adică shop-urile astea care sunt doar... Și cu alea ceva mi-e frică.
Ia zi tu, că tu știi cu astea. Nu văd, adică să-ți pui în... Da, cum să nu, mi se pare foarte util că... Și dacă îți pică fondul, ce faci? Da, dacă să fii să fii reliant doar pe ei. Doar da, pe da, ei. Da, nu, doar pe ei, nu, nici într-un caz. Cred că multe branduri și-au învățat lecția când și-au adus de pe website-ul lor tot traficul la Facebook și exact. Pe urmă pățit-o și li s-a tăiat organicul în 10%. Sau ți-a dispărut contul așa peste noapte. Da, da, am auzit să mai întâmplă horror stories, dar cred că, nu cred că trebuie să cred că trebuie să ai control asupra conținutului pe care îl creezi și produsele tale, shop-ul tău, traficul tău, audiența ta, cât mai bine ai control, cu atât mai în siguranță ești. Adică e bine să fii în mai multe locuri în același timp? Crezi în... Trebuie să ai centrul tău, website-ul tău, shop-ul tău, blogul tău și după restul sunt canale de deployment. De amplificare, de creștere. Exact, exact. Adică și shop-ul de la Instagram este un instrument. Îți pui produsele acolo, dar ai și shop-ul tău și ăla trebuie să fie focusul tău. Mi se pare util pentru că dacă văd o postare pe Instagram de la un brand și are și un produs care mă interesează, este mult mai facil pentru mine, revenind la nevoile consumatorului, să-l văd direct acolo în shop-ul tău, să văd Corect. Cât costă, ce mărime ai și așa mai departe. Ok, ok. De ce ești Instagram, TikTok? Ce faci pe TikTok? Râd. Postezi pe TikTok? Nu, doar urmăresc. A, doar lurking. Ești... King. Okay. Da, nu, consum. Doar consum. Eu sunt o consumatoare. Dar unde postezi? Unde e? Pe Instagram. Instagram. Și Pinterest, că ai zis că ești... Nu, pe Pinterest tot consum. Tot consum? Consum, adică caut. Mai mult pe Discovery. Pe Instagram postez cel mai mult stories și postări, dar mai rar. Da, nu sunt foarte, nu am o... LinkedIn, foarte mult LinkedIn, da. Și foarte mult LinkedIn. Asta. Da. Ce vine după Plannable? Adică, ce ai în plan să faci mai departe? Că este un startup, a plecat, e ok, e constant. Cred că pandemia v-a mai echilibrat puțin, cred că ați avut niște hopuri, dar... dinamitat puțin, în sensul pozitiv. Bun, așa, iată. Adică nu mai sunt, adică eram constanți înainte de pandemie, acum e o creștere destul de... frumoasă. Ce este după Plannable? Nu știu. Nu m-am gândit. Plannable este tot la ce mă pot gândi deocamdată. Okay. Ca și resursele unui startup, bandwidth-ul meu mental e și el limitat. Și acum focusul meu e limitat. Și este strict concentrat pe Plannable. Pe el. Da, abia acum în ultimii ani am reușit să-mi dezvolt și eu niște hobby-uri sau ce interese personale, că 2 ani în urmă era doar Plannable în viața mea. Ce faci în timpul liber? Alerg. Asta este noua mea pasiune. Am fost chiar săptămâna trecută la un maraton, la o cursă de 10 km. Da, frumos. Da, și mai am încă două primăvara asta și sunt foarte entuziasmată. Da, îmi plac, îmi plac. Ce n-ai face niciodată? Nu știu, nu cred că am asta, nu cred că am ceva. Mi-a venit o dată în gând business-uri tradiționale, restaurant, florărie din astea, dar nici astea nu cred că nu le-aș face. Poate nu m-aș angaja asta. Fair enough. Adică... Nu m-aș angaja. Asta nu, răspunsul ăsta nu l-am avut, deci e nou în palmares aici. Adică pentru un altcineva, adică n-aș lucra pentru altcineva. Nu vrei să fii angajatul nimănui. Deocamdată nu. Nu am ceva împotrivă, adică cred că m-aș descurca foarte bine și așa, dar... Să te ajute Dumnezeu, nu ajute. Nu văd nimic absolut rău în asta, dar poate e și naivitatea pe care o am, că nu am fost e și bună. Nu știu cum e, știi? Și mi se pare că ar fi total ok. Mai păstrează-ți naivitatea asta, că mai ai timp pentru ea, păstrează-o acolo că te ajută, știi, să nu dai greș pe alte părți. Atâta timp cât pot să-mi construiesc business-urile mele și e poate și o naivitate puțin că am făcut agenția. Agenția nu a fost extrem de succes, dar foarte repede am reușit să mă focusez pe... Era micuță, dar am reușit să mă focusez după aia să trec la Plannable și să fac Plannable și e primul startup pe care l-am făcut în tehnologie și mi-a ieșit și poate am această puțin că mă gândesc că nu... Fac următorul știe, da. După aia, dacă ceva, știi? Experiența o am, dar poate subapreciez cât de dificil a fost.
poate am uitat puțin cât de dificil a fost la început și trebuie să-mi aduc aminte cât de greu și dureros a fost când am pornit compania. Ce nu ai mâncat niciodată? Sper carne, că nu o să mai mănânc niciodată, sunt vegetariană și sper să nu mai revin la... Nu mai vrei carne? Nu. Dar ce nu-ți place? La carne? Specific, nu, în general. Ce am foarte multe chestii care nu-mi plac. Sunt foarte pretențioasă cu mâncarea. Nu-mi place rucola, coriandru, măsline, ciupercile, nu sunt mare fană, sunt foarte specifice. Dar așa, la nivel de bucătării, îmi place să explorez. Okay. Mâncarea indiană e printre preferatele mele. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Nu știu, nu cred că e... Putem să zicem ce vrem. E la libertatea fiecăruia. Zici ce vrei despre tine. Sau despre... Bine, dacă e despre tine, dacă e despre altcineva, nu. Trăim într-o societate, există niște reguli de bun simț, dar așa despre tine, crezi că poți să spui ce vrei. Nu contează dacă încalcă niște reguli de feminism. Tu, e viața ta. Atâta timp cât nu încalci libertățile altcuiva și nu faci damage pentru altcineva. Ce înseamnă succes? Pentru mine, succes înseamnă independență, o echipă fericită și un impact global. La o scară mare. La o scară mare. La o scară mare sau la scară globală, cel puțin. Îmi place că avem clienți din toată lumea. Este o experiență foarte interesantă. Aveți și din zone din astea mai puțin, piețe mai puțin dezvoltate? Da, de peste tot avem. Avem clienți din Australia până în South Africa, New York, Malaysia, Africa, de peste tot. Nu prea avem din Asia pentru că e specificul platformelor, dar în rest... Xenia, îți mulțumesc că ai venit. Și eu îți mulțumesc. A fost o plăcere să ne confruntăm așa. Să ne confruntăm, păreri, da. Dar au fost pozitive, nu nimic altceva. De-acord. Mă bucur că am avut cu cine să vorbesc un pic și de zona asta, cu toate că dintr-una într-alta ajungi la mult mai multe alte discuții, pentru că e o piață foarte mare. Da. Și România e o piață care este într-o plină dezvoltare. Deja să fii creator de conținut pe social media a devenit un job. Da. Și atunci lucrurile se schimbă de la un an la altul, preferințele consumatorului se schimbă și de aceea cumva am vrut să te aduc un pic acolo, să te și râcâi un pic, să vedem cum vezi tu partea asta, pentru că totuși ești un om care a creat o platformă în care a vrut să aducă, iată, două entități care să fie capabile să lucreze bine împreună, mai transparent. Și cu toate astea, eu cred că poate fi o platformă în care poate să aducă mai mulți la oaltă, pentru că nu este doar despre ce face clientul și agenția ca să transmită consumatorului, este și despre consumator foarte mult. Pentru că toată bucata aceea de care ți-am spus e acea călătorie a produsului care trebuie să ajungă la consumator, nu cred că agenția poate să transmită absolut totul în piață pentru consumator. Cred că e foarte important ca și consumatorul să fie cumva băgat în seamă, luat în considerare ceea ce își dorește să vadă la brandul respectiv. Eu cred că asta va fi pe viitor și cred că de fapt asta va aduce valoare pentru produsele sau serviciile brandurilor care vor veni. Trebuie să întrebe consumatorul ce vrea. Să știi că există, there's an app for that. Există deja tool-uri care fac asta și pe audiențe specifice, gen Z, știu că sunt câteva, dar din păcate nu cred că în România sunt atât de mult folosite, pentru că din păcate suntem încă blocați în ideea că agenția poate să facă totul, dar eu cred că agenția și rolul ei este acela de a face o strategie. Da, de asta vedem acest trend de a aduce tot mai mult social media in-house, mai aproape de business, mai aproape de obiectivele business-ului, valorile despre care vorbeam mai devreme și cumva mai aproape și de consumator într-o anumită... Eu cred că trebuie să ajungă foarte aproape de consumator ca să aibă un succes pe care și-l dorește până la urmă, că de asta o și face. Eu cred că trebuie să existe client-consumator în primul rând relația asta și apoi între ei ceva care poate să diminueze, nu știu,
felul în care da. Se duce în piață. Nu știu cum s-ar aplica asta la businessurile B2C, dar, de exemplu, în B2B există mentalitatea asta da. În care ajungi să-ți creezi chiar un board of customers uh-huh. Uh-huh. Și aduci propriu zis clienții tăi și implici în mod da. Constant Sunt. În ce dezvolți tu, în Sunt comunicarea câțiva ta. Sunt care lucrează, da, așa da. Și... Noi avem asta, noi avem... Și eu am câțiva da. Clienți așa și da, este altfel poți transmite în piață. Evident că e nișat, e foarte nișat da. ca să reușești, dar doar în felul ăsta ajungi. Da. Nu cred că în toate cazurile poate cineva la mijloc să preia toate lucrurile astea și să le transmite la fel de bine, cum o poate face un consumator final către consumator. Da, există și agenții in-house, agenții uh-huh. dedicate specific pentru un anumit brand, studiouri din astea, care este cumva o soluție destul de bună și pentru ce spui tu, că adică este parte din brand mm-hmm. aproape. Exact. Da, bun. Așa putem să vorbim la nesfârșit. De acord. Asta arată că cumva conexiunea noastră a fost una foarte bună. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Îți doresc succes și sper să auzim de Plannable mai mult în România, că este folosit mai mult în România de către clienți, agenții. Și îți doresc să ajungi mai departe cu un alt startup. Mulțumesc mult! Dacă pentru asta ești făcută. Mulțumesc tare mult, nu uitați de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt invitat.